Marți 12 aprilie, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a 4 dintre persoanele cercetate, bănuite de contrabandă cu produse accizabile, urmând ca miercuri 13 aprilie să fie prezentați procurorului de caz în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Au fost luate măsuri asiguratorie asupra unui apartament și a unor sume de bani de până la 147.164 de lei. Anul trecut, în data de 17 decembrie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul IPG Mureș, sub coordonarea de specialitatea a DICOT, au efectuat 72 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Suceava și în municipiul București. În urma perchezițiilor au fost confiscate 1320 de litri de alcool etilic, aproape 91.000 de țigarete, 22 de litri de diverse arome pentru băuturi spiritoase, 20 de artificii de categoria 2 și 3, precum și sume de bani și diverse articole de îmbrăcăminte.